cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! N-am fost atent la intrarea în direct pentru că astăzi este o emisiune grea pentru mine, nu pentru altcineva. O emisiune grea pentru mine pentru că am așteptat vreo câteva zile să văd cum reacționează autoritățile la niște lucruri. Și o să vedem imediat despre ce este vorba, dar haideți ca să ne destindem un pic, să începem emisiunea cu o mică glumă. Ați auzit, și o să rog pe Bogdan când îi spune, o să pună imaginea, ați auzit despre celebrul robot Ion. Sau, mă rog, robot. Celebrul Ion, robotul pe care îl promovează foarte tare domnul Burduja, ministrul digitalizării, l-a promovat împreună cu cel mai bun agent de publicitate din guvern în momentul ăsta, domnul Ciucă. Și robotul Ion e un robot, până la urmă, a dat kicks de câteva ori, dar în mediul online a apărut, eu zic, o glumă interesantă, care s-ar putea să aibă și un sâmbure de adevăr dacă aruncăm un ochi în marea Uniune Europeană, din care cică suntem parte fără să fim în Schengen, adică în Franța, dacă ne mai gândim ce se întâmplă printr-o țară pe care o admirăm din totdeauna, întrucât am fost gata oricând să-i ajutăm retroactiv, adică în Israel. Și îl rog pe Bogdan să pună imaginea pe ecranul pe care îl vedeți și dumneavoastră. Dacă atenție, guvernanți, nu vă bucurați prea mult de robotul Ion, pentru că după Ion, spun eu, Rebreanu a scris Răscoala. Și, cine știe, urmează Pădurea Spânzuraților. E așadar ca o introducere în emisiunea noastră. Mulțumesc, Bogdan. Avem trei teme mari, dar prima temă de astăzi este o temă extrem de gravă. Foarte multă lume probabil că o să spună că am luat-o razna. Dar acum câteva zile a apărut o știre care a trecut așa ca toate știrile în neamț și în țara asta foarte bine condusă. Ce spune știrea respectivă? Și vă rog să fiți atenți pentru că este extrem de important. Prin apel la 112, anunță ISU Neamț, la ora 18:58 de minute, pompierii au fost înștiințați de un cetățean despre faptul că se observă o persoană, deci vedeți, se observă o persoană care arde într-o centrală dezafectată, situată pe strada Progresului, în municipiul Piatra Neamț, centrala, nu persoana. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție în cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț. Pompierii au identificat o persoană carbonizată. Asta este conținutul mesajului, care a fost preluat de mijloacele de presă, după care a apărut și o completare de la Poliția Neamț. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 56 ani din localitatea Alexandru cel Bun. Din primele verificări iese că bărbatul în cauză ar fi luat foc încercând să se încălzească. Corpul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în Neamț în vederea efectuării necropsiei. Te rog să pui și titlul emisiunii, Bogdan, că nu avem nicio jenă în a-l prezenta. Deci, un om din Alexandru cel Bun ia foc încercând să se încălzească într-o centrală dezafectată de pe strada Progresului din Piatra Neamț. Punct. A mai urmat ceva? Nimeni. Nimic. Ne-am fi așteptat să vedem un mesaj măcar de compasiune din partea proprietarului acelei centrale, adică primăria Piatra Neamț. Am fi vrut să vedem dacă cei de la DASU din Piatra sau DGASPC-ul, mari mâncători de bugete locale, au vreo reacție. N-am văzut nimic. De ce? Pentru că este un dosărel
ani. Și ce s-a întâmplat? A murit un boschetar, un om al străzii. Am scăpat de o problemă. Da, am bifat un deces. Eu spun că este mai mult decât un deces. Este o crimă fără încadrare în codul penal. De ce? Pentru că noi am încercat să vedem ce se ascunde în spatele acestei chestii. Și am încercat să stăm de vorbă cu cei de la poliția locală, care teoretic au treabă cu asigurarea acestor obiective care sunt ale primăriei Piatra Neamț. Centrala asta dezafectată nu este vândută. Este o centrală care încă este a primăriei. Am cerut niște date. De la primărie ni s-au oferit date despre centrală. Că expertiza tehnică la centrală oferă ca soluție de copertarea și reparații la elementele de beton. Anul trecut a fost izolată cu plasă. Acum mergem să evaluăm pagubele produse de omul care a luat foc pentru că vroia să încălzească și să vedem ce putem face pe moment până se va trece la reparații capitale. Despre aceste centrale, numai ziarul Mesagerul scrie de ani de zile că acolo există un mediu promiscu, că dorm oamenii străzii, că sunt probleme, că se bea, că se face focul. Am încercat la poliția locală și am aflat că am următoarele lucruri consemnate de un reporter de la Mesagerul. N-am dat știrea pentru că am vrut să folosim aceste lucruri în emisiune. Bărbatul din Alexandru cel Bun nu a murit în interiorul centralei, ci și-a dat foc între peretele blocului și un perete al centralei. Deci, dacă n-a murit în interiorul centralei, nu mai este vina celor care nu au oprit accesul în centrală. E foarte important că a murit între peretele blocului și un perete al centralei. Așteptăm cu nerăbdare un proces pentru ca bărbatul respectiv să plătească pagubele produse blocului și zidului centralei. Centrala termică dezafectată este în proprietatea primăriei, se află pe itinerariul patrulelor noastre și este verificată de fiecare dată de către colegii noștri. Deci reținem așa, că proprietarul este primăria și că cei de la poliția locală trec de fiecare dată întrucât este pe itinerarul lor. E ok, până aici este ok. Noi am primit foarte multe sesizări ale cetățenilor, în special legate de mizeria care se adunase acolo. Iar anul trecut, primăria a făcut curat și a împrejmuit cu plasă pentru că nu aveau cum să o securizeze altfel, fiind practic parțial dărâmată. Bărbatul însă a sărit împrejmuirea și și-a dat foc. Așa. Hai să ne dăm foc. Da? Până aici putem accepta că primăria a făcut o împrejmuire, că polițiștii trec pe acolo, că au primit foarte multe reclamații cu privire la mizerie, nu cu privire la oamenii care fac mizerie acolo. Deci putem presupune că nu boschetarii făceau mizerie din ce aflăm aici, deși nu este adevărat, și ei făceau mizerie. Și urmează declarația în continuare. Cu persoana respectivă s-a discutat de nenumărate ori. I s-a pus în vedere să meargă în centru din Speranța, dar a refuzat. Avem documente în acest sens. Cred că este și în evidența DAS Piatra Neamț, dar este din deși este din Alexandru cel Bun. Deci, ce aflăm noi de aici? Că poliția locală și-a făcut treaba. Are documente. A stat de vorbă cu persoana și a spus, băi, hai să ducem în Speranța.
Alo, dar eu nu vreau, că eu mă simt bine aici. E, dacă te simți bine aici, noi ți-am spus, ți-am făcut și proces verbal. E, dacă ai procesul verbal, gata, ce mai contează? Omul a murit cu procese verbale întocmite legal. Fără niciun fel de problemă. Toată lumea și-a făcut treaba. Primăria a pus un gard, poliția locală trecea pe acolo, l-a văzut, i-a spus, i-a făcut și proces verbal. Că, da, adică să fim în legalitate, nu? Domn Pancu străiască, el știe cum e cu legalitatea. După care, DAS-ul îl are în evidență. Păi, chiar dacă e din Alexandru cel Bun, noi ne facem treaba, îl avem în evidență. Nu mai vorbim despre aia de la județ. Posesorii de centre moderne. Le modernizăm, le facem, trăim, facem, introducem. Bun. Întrebare. Este suficient, domnilor, să faceți hârtii, procese verbale și alte chestii de genul ăsta în loc să aplicați legea până la capăt. Adică dacă omul vine băut acolo, produce mizerie, face alte lucruri, face focul să încălzească, de ce nu faceți lucrurile până la capăt? Adică să aplicați legea până la capăt. O să spunem, nu avem legislație, că degeaba luăm să-l ducem, că după aia trebuie să-i dăm drumul, să facă tot pe stradă ajunge. Dar de ce? De ce nu aplicăm legea la limita extremă? Pentru că dacă se aplica legea la limita extremă, omul ăsta trăia. Este un om. Era un om. O să spuneți ce? Toți boschetarii care sunt. Da. Ce face statul român? Ce face autoritatea locală, județeană și locală, pentru acești oameni? Veniți în zona pieții să vedeți ce este aici. Veniți în alte zone din oraș să vedeți ce este aici. Păi dacă le creăm condiții, se înmulțesc. Și statul are grijă să creeze condiții pentru ca să avem cât mai mulți oameni ai străzii. Și nu vreau să insist acum pe condițiile sociale, economice care ne plasează cu un nivel de trai peste al Ungariei, pe potrivit statisticilor Uniunii Europene. Da. Ce facem? Și acum o să încep. Mulți stimați domni și doamne, domnișoare și domni parlamentari. Aproape că îmi vine să citesc pomelnicul. De la toate partidele. Păi dacă nu avem legislație, puneți mâna, mă, și faceți legi pentru aștia care mor pe capete și facem hârtii corecte, deci ei mor. Ei, și am făcut niște hârtii, procese verbale. Și noi suntem acoperiți, avem hârtii, din punctul nostru de vedere. Este perfect. Adică, ce treabă mai avem noi după ce ne-am făcut hârtiile? Că da, sunt bețivi. Da, sunt agresivi. Da, pentru că li s-au creat condiții pentru asta. Și aceste condiții sunt perpetuate. Iar în Republica funcționarilor indolenți, nu contează omul ăla care a murit. Contează să aibă hârtiile făcute. Țineți minte măreața inițiativă prezentată cu surle și trâmbițe și în presa locală despre un mare centru care trebuia să facă la Târgu Neamț pentru strâns animalele fără stăpân din județ. Cu bani mulți, 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 mulți. Nu s-a mai făcut la Târgu Neamț, pentru că acolo avem alte land-uri de făcut și se face la Dragomirești. Păi, n-am nimic cu câinii, pisicile și alte animale fără stăpâni. Pot să plâng și eu cum plângea domnul primar Carabelea când mergea la grădina zoologică din Piatra Neamț.
de mila lor. Dar oamenii? Oamenii? V-ați pus problema unui centru de dezintoxicare de care să beneficieze și de sănătate și de reabilitare de care să beneficieze acești oameni? Tocați, cheltuiți bani pe tot felul de fantasmagorii, pe finanțări nerambursabile, în loc să faceți un centru din ăsta, un centru pentru minori agresivi. N-avem lege, ai serios? Nu vrem să ne batem, să ne luăm probleme pe cap, nu vrem să le rezolvăm. E mai simplu să adun câini, e și mai avantajos. Poți să dai și niște fonduri mari acolo, poți să și vinzi, poți să faci un profit. Mai bine facem un centru pentru animale fără stăpân decât să avem grijă de oameni. De ce? Pentru că boschetarii nu dau bine în Facebook, domnilor. Pentru că nu poți să spui că eu sunt omul care am rezolvat problema boschetarilor în Neamț sau în Piatra Neamț. Nu! Noi suntem cei care facem un centru pentru câinii fără stăpân, pentru pisicile fără stăpân, pentru caii fără stăpân, pentru măgarii cu stăpân, pentru catâri. Asta este treaba. Deci, stimați domni parlamentari, stimați domni șef de partide locale, dacă nu avem lege, faceți-o, mai băieți. Că nu vă oprește nimeni, din câte știu eu, sunteți majoritari PSD, PNL, UDMR. Și sunt sigur că și ceilalți care au mor de grija oamenilor în campanii electorale vor vota alături de voi un proiect de lege în care să rezolvăm problema asta oamenilor, să instalăm în centre de dezintoxicare, să le oferim o șansă, pe bune, nu pe hârtie și pe declarații pompoase, și să încercăm să curățăm străzile în sensul bun al lucrurilor. Că e mai puțină muncă pentru poliția locală, mai puțină muncă pentru DAS-uri, pentru DGASPC-uri, pentru poliție, dacă facem treaba asta. Nu avem lege. Serios? Nu avem cine să facă legi. Asta este problema. Nu că nu avem lege. Sau avem lege și nu le aplicăm? De ce? Că ne e frică că, vezi, Doamne, corectitudinea politică, vin ONG-urile și ne spune că l-am discriminat pe ăla, că nu l-am lăsat să o moare. Cam asta e situația. Asta ar fi primul subiect de astăzi. Mă scuzați că am fost puțin cam patetic. O să spuneți, bă, ce are ăsta că, domne, că vezi, boschetar, că nu știu ce. Nu, sunt oameni. Oameni cărora li s-a furat de multe ori dreptul la viață, li s-au furat toate șansele. Mulți dintre ei ajung în situația asta pentru că societatea este croită în așa fel. Bun, trecem de la subiectul ăsta și ajungem la un altul care arată că Republica Funcționarilor Indolenți funcționează peste tot perfect. Revenim la un subiect: cum se toacă bani pe asocieri și asociații care nu produc nimic. Fix acum un an, dacă mi-aduc bine aminte, scriam un material care se chema așa: Piatra Neamț, Cooperativa Asocierea în Zadar. În 2019, cu foarte multă mândrie patriotică locală, se semna actul de constituire al Asociației Moldova să dezvolte. Te rog, Bogdan, pune-mi actul. Pune-mi poza de la semnat. Nu, Bogdan. Sunt niște domni, am scris sub poză Moldova să dezvolte. Țin în mână toți, se întind și țin în mână un document. Uite-i, mâncaiar, mama, ce frumoși sunt și drăguți. Acești domni au zis ei că ce? Dacă Boc, Bolojan, Falcă, Ciuhandru au semnat un document
numit Alianța Vestului, niște nei ca nimeni aia, Boc, Bolojan, așa, de ce să nu semneze și ai noștri cu nume predestinate Moldova se dezvoltă? Adică Chitic, Micu, Boc e mic, dar e Boc. Falcă e cum e Falcă, dar e Falcă. La noi, Lungu și cu Micu, Chiticu și cu Fluturele de la Botoșan, nu Fluturele de la Suceava, au pus de o asociație Moldova se dezvoltă. Dom'le, au semnat, au făcut poza și dacă au făcut poza, păi bă, pozele astea costă, măi, oameni buni, măi. Păi costă. Au făcut să dezvolte Moldova și au pus și o posibilitatea finanțării de către cei care au semnat actul. Și au pus acolo niște bănuți. Nu mulți, nu mulți. Și acum, domnul Bogdan, vreau poza cu cuantumul cotizației, dar nu aia care e cu roșu, cealaltă. Așa, fă-o mare, fă-o mare. Dacă poți. Da. Deci, în anul 2021, primăria Piatra Neamț a plătit aceste sume de bani pentru diverse asociații. De exemplu, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Neamț, 5.000 de lei. Ne-am promovat, ne-am căzut. Orașe Energie România, 8.550 de lei, adică 0,1 bănuți pe locuitor, raportat la situația Institutului Național de Statistică la recensământul din 2011. În 2021 plăteai pentru 2000. Corect, nu aveam nou recensământ. Și plăteam 8.550 de lei. La Adiacua Neamț, adică ăia care ne fac probleme cu apa, le-am dat 4.200 de lei. Asociația Municipiilor din România, 0,5 lei per locuitor. Deci vă dați seama, asociația asta ne-a ajutat enorm. Face niște întâlniri, se duc primarii, viceprimarii, secretarii, mai stau, discută, se întâlnesc cu miniștrii. Promovează legi, nu așa. Delegație, evident. 55.000 de lei doar de la Piatra Neamț. Gândiți-vă toate municipiile din România câți bani se strâng acolo. Da, trebuie. Da, obrazul subțire, municipal, cu bănuți municipal se ține. Și ajungem și la ADI Moldova se dezvoltă, poziția a patra, în care vedem că dăm una bucată leu de locuitor la numărul de locuitor raportat la 1 ianuarie 2021, adică 110.819 persoane, deci una bucată leu de persoană către această asociație formată de Chitic, Micu, Lungu, Fluture și cine o mai fi fost acolo, de la Câmpul Lung 1 și care o mai fi fost. Atunci am scris și am întrebat, băi, ce s-a întâmplat cu chestia asta? Am căutat să vedem dacă au vreo acțiune, ceva, prin ziare, prin ce. N-am găsit. Un calcul simplu spune că au fost 7 semnatari, dacă au dat fiecare vreo un leu de persoană, vă gândiți că Iașu a dat mult mai mult decât noi, dar se adună vreo 700.000 de lei, o sumă frumoasă, nu? Pentru această asociație care, ca orice asociație care se respectă, vroia birou la Bruxelles, că trebuia un sinecurist să ducă și la Bruxelles. N-au mai făcut mare lucru, i-am întrebat pe cei de la Piatra Neamț și i-am rugat într-un material publicat atunci să prezinte rapoartele financiare ale asociației, pentru că sunt membrii fondatori, care să arate cum s-au cheltuit banii virați de la constituire. Bineînțeles că n-am mai primit niciun răspuns de atunci, dar Bogdan, celălalt tabel, te rog frumos, le poți pune pe amândouă unul lângă altul, dacă poți, e foarte bine, dacă nu-l lași pe ăsta. Ce observăm în noul tabel? ADI Moldova se dezvoltă, are din nou bani, un leu pe locuitor, 109.692 de lei.
Am sunat, când a fost promovat proiectul de hotărâre, la primărie. De fapt, nu. Am sunat ieri, înainte de ședință, ca să fim foarte corecți și cinstiți. Dom'le, de ce puneți ăsta? Păi să vedeți că noi îl punem, dar nu plătim. Vreau să mă văd și eu. Deci noi îl punem, dar nu plătim. Dar de ce nu plătim? Puteți face comparații între timp cu banii care s-au dat cu un an înainte, banii care s-au dat acum, care sunt cam aceiași. Deci o sumă frumușică, 300 și ceva de mii de lei. Deci, noi îi prindem acolo, dar nu îi plătim. Dar de ce nu îi plătim? Păi noi am plătit nici anul trecut după ce a scris dumneavoastră. Păi, dar de ce îi prindeți? Păi, teoretic, nu-i desfințată chestia asta. Deci banii ăștia sunt prinși undeva în buget, că la buget, la bugetarii prinzi într-un loc, trebuie să-i ții acolo, trebuie să faci rectificare ca să-i scoți, să-i dai în altă parte. Deci 109.000 de lei. Ce s-ar putea face cu 109.000 de lei? Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut face pentru omul care a murit, că nu discut aici. Ce s-ar putea face? Păi ia să vedem noi. Dacă dai 10.000 de lei lunar pentru două burse, pentru doi studenți care să-l perfecționeze pe robotul Ioan, ar fi ceva să vină înapoi la Piatra Neamț, la Rubik Hub să lucreze. Ce-ar fi să dai două burse la doi elevi care se duc la Oxford și nu au bani să duc acolo? Decât să-i dai pentru niște șmecheri care au semnat pentru o asociere ca să bată apa în piuă înainte de campanie electorală. Nu există curaj, că nu vrea domn Chirica sau domnul Flutur sau altul să spună: bă, cum adică să desființăm noi Moldova să dezvoltă? Că Moldova să dezvoltă, cum să o desființăm noi? Așa că mai ținem acolo și anual facem hârtii în Republica Funcționarilor Indolenți din Moldova se dezvoltă, facem hârtii și punem la buget. Punem acolo la buget. Ca să fie. Că cine știe, poate face vreo acțiune și atunci virăm bănuțul. Poate ne convine peste un an să avem niște bănuți la asociația asta ca să putem face, nu știu ce, niște pleante. Bun. Dacă v-am supărat, să-mi spuneți. Dacă nu, mai continuăm. Vedeți acolo un cercuit cu roșu, când Bogdan o să mai revină cu tabelul, o sumă de bănuți care se dă pentru Adi Eco Neamț. 0,8 lei per locuitor la numărul locuitorilor raportat la INS la data de 1 ianuarie 2015. 116.268 de persoane. Dacă vă uitați la celelalte cifre, vedeți că sunt toate raportate la 1 iulie 2022. Și anul trecut era raportat la 2015. By the way, așa. Păi, cum să vă spun eu? De ce este așa? Pentru că îi doare în fund pe aia care fac hârtiile. Păia care plătesc niște bănuți din primărie. Că așa scrie în statutul de la Adi Eco Neamț. Adică dacă așa a vrut domnul Arsene și reprezentanții lui să pună pe 2015, eu sunt fraierul lor și plătesc de la primărie cam cu 10.000 de, nu mai mult, ba nu, 8.000 de persoane în plus, 0,8 lei. Păi bă, plătiți din banii voștri, bă, din buzunarul vostru. Vă este greu să faceți o propunere în AGA de la Adi Eco, că toți primarii ar fi de acord cu chestia asta, că ar plăti mai puțin și voi sunteți majoritari în Adi Eco. Să modificați statutul și să spuneți la recensământul la zi și dăm mai puțin bani, iar diferența de bani luați-l celor care au promovat, au votat și plătesc sumele astea.
O să spuneți, păi poate nu s-au plătit. Nu contează. Știți? La oamenii politici se pedepsește intenția de multe ori. Adică nu știm sigur dacă a luat bani să-l belească pe ăla. Sau nu știm sigur dacă a luat banii de la șpagă. Dar intenția trebuie pedepsită. Păi și aici? Păi și aici cum e? Stimați tovară și prieteni. Luăm o gură de cafea, îmi dați voie? Nu vorbesc despre beneficiile municipiului de pe urma acestor asocieri. Că dacă am sta să le luăm și ale județului, că și județul are. Și județul are. Acum mai avem și celebrul ăla pe turism. Am uitat cum se cheamă. Deci nu vreau să-mi aduc aminte că mă lămurește domnul Filip când vine în Piatra Neamț, ăla care a fost pus să gestioneze asociația aceea, OSR, OSV, OMV, OSB, pe turism. În momentul în care era ales domnul Filip de la turism, era în Tanzania să facă, sau mă rog, în Malaezia, în Papuasia, să facă contracte pentru turiștii care vin la Piatra Neamț. A, dânsul este președinte, dar face el ceva. Nu, domne, să lucreze funcționarii din primărie pentru el. Să facă angajări, să facă ce. De ce? Pentru că poate. După cum a putut să lucreze și cu Consiliul Județean pe niște lucruri despre care s-a scris în Mesagerul. Foarte interesant. O să revenim asupra lor în timp. Deci cam așa stau lucrurile în România, Republica Funcționarilor Indolenți. Am vorbit despre o crimă fără încadrare în codul penal, despre acest lucru. Haideți să facem și un pic de politică la nivelul la care se face politică în Neamț. Am aflat, îmi spune cineva, că era domnul Filip în Zanzibar, căuta casa memorială Freddie Mercury, probabil. Probabil. Acum nu vreau să mă gândesc de ce ne-a apărat Freddie Mercury, dar mă rog. Revenim. Un pic de politică, la nivelul la care se face politică în România. Am aflat că dita mai conducerea PSD în România, adică domnul Ciolacu și cu domnul Stănescu, nou și vechi în politica social-democrată românească, au venit în județul Neamț, așa într-un fel incognito. Pentru că nimeni n-a dat un comunicat. Dom'le, vin ăștia, măcar așa de chestie. Vin ăștia. S-au întâlnit la pădure, la pădure, că na, nu pădurea aia de la București, la pădure, la Neamț, undeva, nu știm unde, și-au discutat, și-au pus la cale țara. Județul, pardon, mă scuzați, județul. Cei de la București au adus și un supervisor, un fel de tătuc, cum era Arsene pentru județele din Moldova. L-au adus pe domnul Benea, dacă nu mă înșel, de la Bacău. Și s-au întâlnit la pădure. N-a ieșit niciun comunicat de presă cu chestiunea asta, cel puțin eu nu l-am văzut. Un coleg m-a atras de atenția seară, domne, dar noi nu dăm de pe Facebook despre întâlnirea de la... De unde? Păi nu știu de unde, dar a fost undeva, într-o pădure. Și? Păi au discutat. Și ce au discutat? Păi există doar pe Facebook ceva. Și ce ne-ar interesa pe noi ce există pe Facebook? În condițiile în care avem de-a face cu un partid onorabil, cu oameni onorabili. Te rog frumos, Bogdan, dacă ai fotografia aceea de grup, fă-o mare și șterge-mă, că nu vreau să apărăm acolo. Așa. O fotografie mare de grup în care observăm că PSD-ul mai are un supervisor,
chiar în partea din dreapta mea, stânga, dumneavoastră, probabil, îl vedeți pe domnul Iona Saftei, de la ALDE, care e și el acolo, la această întâlnire de partid. Cam asta este poza de grup emanată de la pădure. Știm sigur că avem o pădure, știm sigur că avem un gard, nu știm al cui este gardul, dar știm sigur că este crema PSD-ului acolo. Nu vreau să discut despre poziționare în fotografie, că am putea discuta foarte mult cine, ce, cum, unde stă, cine încadrează pe cine, dar ideea este că de la un partid atât de mare, după întâlnire cu conducerea partidului, în mod normal, ar fi trebuit, nu vorbim de conferință de presă, cum să coboare domn Ciolacu și cu domn Stănescu să vorbească cu niște nesimțiți de la presa din Neamț. Niște flici. Ce să spună la niște flici? Da, măcar un comunicat de presă adus în mail-urile redacției cu pozele de acolo și noi disciplinați să-l publicăm. Nu se putea? Trebuie să stăm cu ochii pe Facebook-uri? Să luăm de acolo? Păi am stat cu ochii pe Facebook-uri când a plecat domnul Arsene. Și n-am găsit nimic. Ce să facem? Nu putem să odată să stăm și odată să nu stăm. Să ni se spune că Facebook-ul este modul oficial de comunicare și am înțeles să trăiți. Dar credeam că s-au mai schimbat niște lucruri. Asta a fost emisiunea de azi, oameni buni. Am vorbit 38 de minute. N-am reușit să beau decât o gură de cafea. Vă sfătuiesc să beți cafeaua liniștiți. Să fiți siguri că autoritățile fac procese verbale corect întocmite în cea mai mare parte și că putem muri liniștiți fără să încălcăm regulile funcționărești. Am reținut că omul ăla a murit nu în centrală, ci între peretele blocului și centrală. Acolo și-a dat foc, că nu cumva să moară în centrală, că în centrală era bunul public. Aici poți să te îndrepți și împotriva familiei, să-i ceri niște despăgubiri până la urmă. Cele bune, să fiți iubiți, să aveți grijă de voi. Pentru că nimeni nu are. Numai bine.